Mister, adrenalină, acrobații la înălțime ce ne taie respirația. Asta înseamnă, de fapt, orice spectacol de circ, spectacol pe care artiștii îl transformă într-o adevărată magie. Unii s-au născut în circ, alții au ajuns mai târziu în această mare familie, dar pe oricare l-ați întreba când va considera necesar să se retragă din lumina reflectoarelor, veți primi același răspuns. E o meserie pe care o faci toată viața. Nu este o meserie ușoară, din contră. Este o meserie care te solicită nu doar fizic, ci și psihic. Însă toată oboseala dispare atunci când artiștii de circ aud aplauzele publicului. Aeriană cu o încărcătură emoțională foarte puternică. Simbolizează, de fapt, sufletul feminin care este într-o căutare eternă între real și ireal. Mi-a plăcut foarte mult, imens de mult, spectacolul. Acum o să aflăm ce înseamnă pentru un artist de circ să pregătească un spectacol. Iar pentru asta am așteptat să se stingă reflectoarele. El este Daniel, l-ați văzut mai devreme, l-am văzut și eu de acolo din public, este mult mai simplu. Hai să vedem, Daniel, ce trebuie să fac. Te voi ruga să pășești pe a doua dreaptă. Și asta? Și picioarele să le pui în lateralul treptei. Puțin pe vârful, nu chiar toată talpa. Așa. Sunt desculță. Așa. Te apuci de lateral, mâinile puțin mai jos, să fie așa. Să fac curaj, trebuie să recunoașteți. Da. Și acum, Anisa, te rog să mici dreapta stânga cu brațele. Așa. Din brațe îi dai, din brațe, dar mult mai repede puțin, ca să... Din câte am observat, nici pentru Daniel nu a fost ușor să facă echilibristică pe scara liberă cu un simplu spectator. Acum, hai să facem altceva. Apropie picioarele. Așa. Apropie picioarele. Și nu faci nicio mișcare, atât decât stai dreaptă. Nu te lași pe spate, decât stai așa. Da. Dumnezeule, stai puțin că n-am înțeles, mai spune-mi odată ce trebuie să fac. Dă mâinile încoace, nu trebuie să faci nimic, trebuie să te încordezi și să mă ții și pe mine. Încordezi abdomenul și ții tare în brațe, da? Da. Hai. Și? Trebuie să lași încheietură. Realizez acum că sunt atârnată la 10 metri distanță de sol, dar e puțin cam târziu să mă mai răzgândesc. Este, într-adevăr, este foarte multă muncă. În cazul ei, o muncă de o viață. Provine dintr-o familie cu tradiție în arta circului. Deci, practic, eu pot spune că m-am născut aici. În cazul meu, 25 de ani. De ce șanse am să lucrez și nu eu? Nu mai sunt locuri la ce, gata. Nu mai sunt locuri. Poate dacă trec testul ăsta... Iar dacă nici asta nu se numește curaj, nu știu de unde atâta. Cred că a fost ceva în aer. Oricum, nu încercați așa ceva acasă. Hai, acum ai rândul tău să vedem. Nu stai cu inima. Doamne! Așa. Și nu mișca. Dar și dacă mă mișc? Că eu nu sunt antrenată să nu mă mișc. O ultimă dorință. Doamne, ferește. Wow! Wow, vreau și chestia aia. E sigură. Poate credeți că a fost o glumă. Ei bine... Este o meserie frumoasă, o meserie grea, implică riscuri, perioade grele, accidentări. Un exercițiu mai simplu, vă rog. Nu mi-am făcut încălzirea și de asta. Dreptul picioarelor, pune dreptul cu. Ați spus vreodată că am obosit? Da. 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 Au fost momente când am zis că nu mai pot, am obosit. Apasă pe vârful tare și lasă mâinile jos spre... Așa, lasă jos. Spre pământ, mâine spre pământ. Dar satisfacțiile sunt pe măsură. Când am reușit să mă relaxez puțin, m-am simțit ca în cel mai frumos leagăn în care m-am dat vreodată. Iar acum, încă un test de încredere. Adică mă las liberă? Da. Stai. Adică pur și simplu nu mă ții nici cu mâinile, nici cu picioarele? Deci arunci brațele pe spate. Cum am stat, așa? Da, și nu mai faci nimic cu picioarele. Picioarele le lași libere. Da, da? Da. Și iată că, odată coborâtă de la 10 de metri înălțime, tot mi-a mai stat capul la jonglerii. O sus capul, așa. Și? Nu m-a ajutat. Stai să mai fac o dată. Nu, dar de ce se duce? Păi, da, pentru că trebuie să ții echilibru. Dreptul e mult mai mult băgat. Stați. Nu, viața la circ nu e deloc ușoară, dar e frumoasă. Iar odată ce ai devenit artist de circ, artist de circ rămâi pentru o viață. Ați putea să faceți altceva? Nu.
El la bază este actor, eu la bază sunt regizor și lucrăm tot în circ. Deci am terminat facultăți. Oricum se completează coarda circului. Așa că, dacă mergeți la circ, aplaudați. Aplaudați mult și bucurați-vă. Vă mulțumesc!